Am început acum 5 ani cu 20 de participanți, anul trecut ajunsesem la 55, anul acesta cu o lună jumate înainte de start erau aproape 70 și am închis ghișeele. Dar sperietura de pandemie, de problemele de călătorie pentru piloți copiloți care veneau cu avioanele, dar mai ales pentru asistențe care frontierele cu mașini, cu camioane, cu toate acestea, i-au făcut pe mulți să dea înapoi. Am ajuns în final cu 43 de echipaje la start, unde erau 70 colune și jumătate. L Am făcut și test COVID la plecare din țară ca să poată întoarce la Ințar, asta era altă teamă pe care o aveau. Toate aceste temeri nu au fost fundamentate. Am avut parte tot așa și de uh, familia Dumevius. Uh, tatăl, Gregoar Dumevius, este dublu campion mondial de raliuri, grupa N. Și uh, fiul lui, și el merge în mondial la ora actuală, a venit fiul așa în cercetași acum uh, 2 ani. Și de data asta au venit, uh, a venit, au venit în familie. Și de fapt au și ocupat locuri uh, foarte în față. Ce pentru fras organizează o așa competiție? În primul rând este un eveniment unic în Europa, nu mă înțin mai mult că n-am datele respective, și anume, unul, raliu pentru mașini istorice. acestea sunt multe. Cea mai mare parte a raliului pentru mașini istorice sunt pe asfalt. Sunt și pe Macadam. Dar și cele pe asfalt și cele pe Macadam nu sunt iarna. Iarna pentru istorice pe supravață de Macadam, adică drum forestier înghețat cu zăpadă și cu gheață, unde obligatorii trebuie să mergi cu acele anvelope nordice care sunt înguste cu cuie mari, uh, nu mai sunt nicăieri. Se merge cu cuie mari doar în țările scandinave. Finlanda, Suedia, Norvegia au astfel de raliuri, dar nu pentru istorice.